Eu sunt Basinor și bine ați venit la nou episod pe acest canal. De foarte mult timp n-am mai făcut un videoclip, cred că de o lună sau ceva de genul, dar nu contează. Suntem aici ca să facem un videoclip destul de special, o metodă de făcut bani, trustnet, gândită, prevăzută, cum vrei să zici. Poate fi o metodă gen, ai un milion, tati, îl bagi pe tot all-in și scoți 3-4 milioane. Sau poate fi gen, un milion, tati, îl bagi tot all-in și roagă-te să scoți un milion înapoi. Asta depinde de pack-urile sau chestii care o să le bage EA pe viitor și nu știm chestia asta. Dar dacă stăm și ne gândim cum este acum vremea, cum... se pare că va fi schimbarea asta, e super profitabilă. Videoclipul ăsta va fi pe părți, o să vedeți. Deci mai timp, ce vedem noi aici? Nu, stai, nu i-am pus aici. I-am la plans ca să nu-i mai am după mine. Exact, tati, UTA, Mario Fernandez, nu neapărat Soriano, ce mai avem aici? Cattermole, ce mai avem aici? DNA, dacă găsiți, super bun. Până în 2K, 2K și un piculeț îi cumpărați. De ce? De ce să cumpărați acești player? Ok, haide să aflăm acum de ce să cumpărați acești player în 3, 2, 1. Trebuie cumpărați acești player. Pur și simplu din cauza asta am stat puțin, m-a documentat puțin și mulțumită unui prieten. Și ce zice aici? Cica do player items with fan bonus still give extra fans in versus attack. Știți că attack mod va dispărea pe 24 mai și va apărea acest versus attack. Dacă nu ați văzut cum va fi, duceți-vă pur și simplu la, probabil ați văzut toți, la stop de și vedeți acolo cum va fi și zice aici with versus attack promotion, the relegation by definite attack mode and the shift to real time matchmaking. The concept of the fan plus players will be changing și bla bla bla. Dar probabil nu toți înțelegeți chestia asta pentru că am și un public de persoane mai mici de vârstă și am tradus eu într-un document, cum s-ar spune. Deci haideți să mergem direct la documentul ăla. Uite, acesta ar fi traducerea care am făcut-o eu repede. Jucătorii care dau boost de fani o să continue să dea și în versus attack. Deci după ce va dispărea attack mod, dacă acești jucători vor continua să de plusări, ăștia de gold, ăștia de elite, practic, cum sunt Müller, Sanchez, Royce, cine știe. Cu ieșirea noului mod versus attack, cu meciurile în timp real, concepția jucătorilor de a da plusare la fani o să se schimbe. Deci nu o să mai dea plusare la fani. Oricare, așa scrie acolo, oricare jucător care dă plusare la fani, o să îi se schimbe, am scris acolo greșit că am scris repo, o să îi se schimbe plusarea cu un X bonus la toți jucătorii în echipă. Un fel de game changer. Un fel de game changer. Deci îl cumperi cu 2K și probabil să se facă 5, 6, 10, 15K. Depinde ce plusare îi dă și cât de bună ești și depinde mai ales poziția, poziția. De exemplu, acest Mario poate să fie mai bun decât acel ce este pe poziția aia, la Lee Siu Chan sau Jordi Calavera. Unul din ăștia doi. Poate să fie, să aibă o plusare mai bună ca ăla. Și bă, uite, omul îl vinde pe ăla și îl cumpără pe ăsta. Și nu o să mai coste 2K. O să coste 5, poate o să coste 10, poate o să coste 15K. Și tot așa, totuși EA ne spune aici, o să avem mai multe schimbări când o să apară versus attack. Deci... pang, pang, s-a prins ceva în căpușoare acolo. Îi cumpere acum cu 2K, frate. Își schimbă plusarea. Cel puțin, părerea mea, ăștia gold o să dea plusare de 1, plus 1. N-am citit nicăieri chestia asta, e pur și simplu părerea mea. Plusare de plus 1, plus 1. Și ce elite probabil o să dea plusare de plus 2. Dacă ăștia gol o să dea plusare de plus 2 și cei de plus 3, va fi manevră, manevră maximă, va fi super, 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 super. Dar și așa, și așa va fi super, 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 super bun. Zic și eu, nu? Hai să revenim pe joc, așa, repede, pam, pam. Cam aceasta ar fi predicția mea după cele spuse, cele văzute, după ce spune ei și chestii genul. De exemplu, haideți acum în live, în timp ce filmez, haideți să căutăm niște bucăți de... stăteam și mă gândeam. Trebuie să vă gândiți și la pozițiile pe care sunt, ca să...
nu faceți vreo manevră. De exemplu, Quaresma RM ar fi genial, RM elit. RM nu prea e așa importantă pentru mulți, nu e deloc importantă poziția aia, nici nu joacă cu RM. Puteți să cumpărați acum, dacă nu o să fie plusarea asta, ne-am luat-o rău în gură. Dar dacă o să fie plusarea asta, am rupt. Trebuie să fie neapărat plusare, pentru că ei a spus ceva, gen, știi? Ei a spus că pam pam dă plusare și alea, știi? Dacă nu dă, înseamnă că ei vorbesc, zic prostii, chestii de gen. Dar trebuie să dea plusare. Hai să cutăm așa, pur și simplu, care să mă până în 14.000, că am văzut că e 14.000 și ceva. Nu, 14.250 înseamnă că îl găsim. Ar trebui. Uite, hai să iau unul acum pe live. Hai să mă unul dacă îl găsesc până în... Da, am dat reset-ul. În fine, ațință ideea. O plusare superbă ar fi... Tackling, marking, mai ales strength ar fi o plusare superbă pentru că de la toată echipa și alte chestii de genul. Și încă o chestie, nu vă recomand să cumpărați pe poziții care sunt jucători cheie pe ele echipe. De exemplu, RF, să nu-l cumpărați pe Müller, doar ce este Di Maria. Sau poziția de left wing, unde este Royce, nu-l cumpărați pe cine este acolo, Sanchez, parcă tot Royce, să nu-i cumpărați pentru că nu se merită. Sper să meargă metoda asta, dacă merge metoda asta ne îmbogățim practic toți. Na. Sper să strângem 500 de like-uri, măcar 500 de like-uri pentru această metodă superbă. Cam acesta am fost eu, Basinio, să aveți o zi bună. Fucking God, nu, să aveți o zi bună.